În momentul în care s-a făcut un act clar la dispoziția dr. Arafat, modul de alertare a echipajelor, sunt cu prioritate alertate echipajele de paramedici. La cazuri medicale, atenție! Pentru ca dânsul să justifice ceea ce a creat și a crește numărul de echipaje paramedicale în defavoarea serviciului de ambulanță. Este foarte important să precizați, pentru că de foarte multe ori lumea critică ambulanța pentru că nu vine foarte repede. Da. Deci asta este explicația. Întâi sunt trimiși cei de la SMURD? Exact. Auzim ambulanțierul, șef al sindicatului ambulanței, ce povestește despre personalul paramedical, doamna moderatoare ce mai comentează. Haideți să clarificăm și situația asta, că are explicații, fără să intru în detalii, pentru că fiecare subiect care vi-l explic, pot să vorbesc cel puțin o jumătate de oră, o oră despre el, să-l explic în amănunt, în detaliu. Eu încerc să vă arăt manipularea și dezinformarea care se întâmplă în această emisiune. În loc să-i spunem culisele statului paralel, ar trebui să-i spunem minciunile din culisele statului paralel în final. Așa cred că o să intitulăm și acest film. Deci, paramedicii au apărut ca o necesitate. Ajungeam la cazuri în zonele rurale, găseam stopul cardiac care este de o oră și nu aveam cine să-l asiste. Și nu aveam cine să-l asiste până să ajungem noi. Defibrilatorul trebuie să fie foarte rapid acolo. Acest lucru, în foarte multe din țările lumii, a fost rezolvat prin implicarea pompierilor cât mai mult posibil și nu numai cu ambulanțe, inclusiv cu mașinile de incendii. Mergeți la New York și vedeți, mergeți în Franța și vedeți, mergeți în multe țări să vedeți acest lucru. Deci, nouă ne trebuia cineva să ajungă foarte rapid la caz. Și pompierii erau mai aproape de multe ori. Și atunci am început să-i pregătim, i-am dat defibrilator automat, care nu-i lasă să greșească, deci defibrilatorul respectiv poate și un om laic să-l folosească, luându-l de pe un suport care este în stradă sau într-un magazin. Deci pompierul defibrilează, da, a fost învățat managementul căilor respiratorii, folosirea nu a intubației, cum spun ei, care o face medicul, și au unor alternative la intubație, care în alte țări le folosește personalul de paramedical sau, cum spun ei, tehnicien medical. Deci toate aceste aspecte erau menite ca să ajungem cât mai repede la caz. Nu neapărat să trimitem SMURD-ul primul înaintea ambulanței, dacă SMURD-ul e cel mai aproape sau cel mai rapid să ajungă acolo, normal, se trimitea SMURD-ul, se primiau informații, dacă de la început se știa că e caz grav, nu neapărat să plece ambulanța după ei, putea să plece și mașina de terapie intensivă mobilă după mașina de prim ajutor SMURD sau după motocicletă SMURD-ului sau elicopterul, cum am zis. Și colaborarea asta la nivel național a mers și merge bine. Sunt situații în care ambulanța sprijină SMURD-ul, sunt situații în care SMURD-ul sprijină ambulanța. Dar să spui că SMURD-ul a fost dezvoltat în detrimentul serviciilor de ambulanță, asta este deja o chestie dusă prea departe. Pentru că SMURD-ul a fost dezvoltat complementar și nu în detrimentul serviciilor de ambulanță. S-au folosit resurse în mare parte existente la pompieri, cum au făcut alte țări. S-au folosit toate unitățile de pompieri să poată să iasă echipaje de prim ajutor și unde trebuie echipaje de terapie intensivă sau unde poate cu medici în colaborare cu UPUR-urile și au completat serviciilor de ambulanță. Că ulterior au început tentative de a crea în ușa echipajelor SMURD-ului echipaje de ambulanță și nu doctorul Arafat și Comitetul Tehnic Interministerial au oprit acest lucru pentru că ei au cheltuieli nejustificate și s-a cerut ca ambulanța să dezvolte substațiile în zone complementare cu zonele de competență al SMURD-ului, că să se sprijine unii pe alții. Și o să venim cu niște date suplimentare despre rezultate, să vedeți că faptul a fi paramedic nu înseamnă că nu pot salva viață și că de multe ori paramedicii au avut un rol major, de foarte multe ori, în salvarea unei vieți. Mureșul îmi trimitea date de la serviciul de ambulanță în care îmi arăta cum la sosirea unui echipaj cu medic de la ei, dacă nu era liberă mașina de terapie intensivă de la SMURD,
Deja pacientul era defibrilat, recuperat, deja avea puls, care dacă aștepta pacientul să ajungă prima ambulanță de la serviciul de ambulanță, șansa lui scădea semnificativ. Deci această treabă de dublu nivel, cum spunem, double tier sau triple tier intervention, este o chestiune care se folosește în foarte multe locuri din lume. Iar în România, noi am reușit să o facem chiar foarte bine. Și e greșit să creadă lumea, cum se insinuează, că la fiecare caz unde ajunge smurdul cu paramedicii, vine un medic după ei de la ambulanță. E fals. Sub 10% din cazurile la care ajung paramedicii necesită terapie intensivă mobilă să ajungă la ei. Iar sunt cazuri care sosirea paramedicii, mai ales dacă sosesc în câteva minute și un spital de urgență este în apropiere, este mult mai bine pentru bolnav pe oxigen și rapid evacuarea lui la UPU decât să stea să aștepte o mașină de medic care să ajungă după 30 de minute la el sau 20 de minute, când el în 5 minute poate să fie la UPU. Deci este un sistem care are soluții multiple după caz. Nu este un sistem cum a fost sistemul cândva și care s-a dovedit a fi total ineficient. Dacă comparăm rezultatele sistemului înainte de 2007 cu rezultatele sistemului de astăzi, cu siguranță am găsit diferențe de la cer la pământ și nu în bine pentru ce a fost, ci în bine pentru ce este acum.